avem un monitor AOC, ceva mai ieftin la teste, dar hai să dăm drumul la treabă. Acest monitor de 27 de inch de la AOC este un monitor care știe doar de 75 de Hz, dar știe de FreeSync. Și dacă știe de FreeSync, ar trebui să meargă și G-Sync-ul pe el. Doar că cei de la AOC, oficial, spun că suportă doar FreeSync. Neoficial, puteți activați și G-Sync-ul din meniul de la Nvidia. Și pe lângă aceste opțiuni, rezoluția este de Full HD, adică 1920x1080, ecranul este IPS, adică se poate vedea perfect din orice unghi, cu unghiuri de 178 de grade, atât de sus-jos cât și de stânga-dreapta. Brațul permite reglarea penălțimea monitorului, permite rotirea stânga-dreapta. În spate, brațul are o gaură specială prin care se trageți cablurile, practic să vă aranjați tot acel mânuc de cabluri, în afară de cel de alimentare și de cel de video. Puteți să mai aveți un cablu de audio, pentru că acest monitor are și boxe incorporate. Da, ați auzit bine. Dacă cumva nu aveți boxe la birou, puteți să folosiți boxe incorporate din acest monitor. Nu s-aud grozav, dar hei, aveți niște boxe gratis. Iar acest monitor costă undeva sub 800 de lei. La ora actuală, la începutul lunii aprilie, acest monitor se găsește la 750 de lei pe marile site-uri din România. Și ar trebui să mai spun că vine cu un bezel foarte subțire de jur împrejur, din câte se poate vedea, ceea ce face ca acest monitor să aibă un design foarte bun. Chiar dacă are doar 75 de Hz, este un monitor suficient de bun pentru un casual gaming, nu un jucător profesionist, sau, mă rog, și un eventual jucător profesionist, pentru că totuși 75 de Hz în 75 de Hz. Din câte vedeți în testul nostru de pe UFO test, se vede destul de bine. Adică nu prea aveți ce să-i reproșați. Da, ok, nu sunt 144 de Hz, dar această imagine a fost filmată la 120 de FPS-uri și este încetinită până la 30. Și toată această mișcare, practic, este mult mai în reluare decât o vedeți voi în mod normal. Așa că nu este un monitor rău. Și după cum ziceam, prețul lui pentru un monitor de 27 de inch cu ecran IPS, din punctul meu de vedere, are un mare thumbs up. Iar meniul, din câte vedeți, este destul de ușor de controlat. Iar de aici aveți selecțiunea de control al luminositate, contrast, eco mode. Personal prefer să nu folosesc eco mode-ul. Adică acesta tot timpul la noi stă pe standard. Și de asemenea aveți aici și preseturile. Un pseudo HDR, totuși noi l-am lăsat pe off. Picture Boost în caz că vreți altfel de culori, vreți să vă setați voi culorile. Culorile pe care ziceam mai devreme, Picture Boost-ul să vă modificați voi setările. Acesta este OSD setup, practic acesta este OSD-ul, meniul, cum vreți să arate. Și gaming settings. Practic, aici vrem să facem modificările. Noi vom sta pe Gamer 1 și vom customiza acest Gamer 1. Vom activa overdrive-ul, dar îl vom ține pe modul medium. Adapting sync-ul îl ținem on, pentru că vrem ca FreeSync-ul să funcționeze, să aibă tot timpul numărul de herți sincronizat cu numărul de FPS-uri. Și mai aveți și FPS counter-ul, care poate să vă fie util. Asta dacă nu vreți să folosiți o altă aplicație special pentru așa ceva. Și cam acesta este meniul. Și dacă totuși nu vreți să stați să controlați monitorul din meniul lui, puteți să vă instalați aplicația celor de la OC, de la ei de pe site, și să controlați acest monitor direct din soft. Vă permite acest lucru. Iar puțin mai devreme am zis că totuși are doar 75 de Hz
și nu este teoretic adresat jucătorilor profesioniști, acest monitor are timpul de răspuns de 1 milisecundă și low input lag. Adică special cumva făcut pentru gameri, chiar dacă are doar 75 de Hz. Iar mai devreme vă spuneam de gaură specială din picior, special ca să vă grupați cablurile. Well, acest monitor știe de două intrări HDMI, o intrare DisplayPort, o intrare VGA și are hub USB. Practic, trageți un cablu USB de la calculator în monitor și puteți să vă conectați în monitor restul periferic, cum ar fi un card reader, mouse-ul, tastatura și orice altceva vreți voi. Pentru că hub reader-ul integrat în acest monitor este USB 3.0, adică oferă o viteză destul de mare. Și pe lângă toate acestea, mai are și un fot de jack de căști. Adică, practic, din cablul HDMI intră sunetul în monitor și din monitor ajunge în căștile voastre. Ceea ce pentru un jucător sau o persoană care vrea să asculte la căști și are unitatea undeva jos, această mufă integrată în monitor este o mare plus. Și cam asta este prezentarea noastră, testul nostru pentru acest monitor de la OC. Dacă aveți întrebări sau comentarii, mai jos este o căsuță. Nu uitați, avem un site, blogtehnica.ro. Avem o pagină Facebook, o pagină Instagram, o pagină Twitter. Dați un like acolo, dați un like aici, dați un subscribe și nu uitați să dați share ca să vadă și prietenii voștri ce facem noi. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și acesta a fost monitorul de 27 de inci de la OC. Revenim data viitoare. Bye!